Superliga vă este oferită de Superbet. În prima ligă, stadionul Eugen Popescu a fost în sfârșit renovat și Chindia are nevoie de victorie împotriva Voluntarului, de un dramatism total, cu atât mai mult cu cât între cei doi antrenori, Toni Petrea și Liviu Cebotariu, nu domnește o prietenie foarte mare. Conflictul a apărut după meciul dintre FCSB și Voluntar din finalul sezonului trecut, atunci când Voluntarul a oprit-o pe FCSB din cursa pentru titlu. Gazdele la o poartă pe Dinu Moldovan, Esteban Orozco joacă dreapta în locul accidentatului Căpușă, Corinus și Celea sunt fundași central, duminică. Câtă importanță este acordată acestei întâlniri. Oaspeții cu cea mai bună formulă posibilă în acest moment în poartă Popa, trei fundași central, Meleche, Matricardi, Armaș, lipsește Ricardinho care este accidentat. În benzi Costin și Nasser Aligi, la mijloc Rață și Sigur Ionson, în atac Damașcan, Lopez și Adam Nemeț. În sezonul regular, meciul jucat la Ploiești a fost 1-1 cu ASEA Târgu Mureș. Este ultimul antrenor care a fost lider cu Dinamo în prima ligă. Are rezultate destul de bune. O centrare, Corinus, Nemeț are mai bine și este o ocazie enormă pe care o ratează Sigur Ionson. Prima mare ocazie a meciului. Scapă spre poartă, scapă spre poartă și ratează Nemeț. Damașcan 1-0. Vitalie Damașcan înscrie pentru Voluntari. Chindia este cu un picior în Liga a doua. Modeștii, Celea și Corinus se încurcă între ei. Damașcan a înscris mai mult numai la Sheriff Tiraspol în 2017, atunci când echipa a devenit campioană. Au nevoie de pauză cei de la Voluntari, vedem dacă o apucă la 1-0 sau la 2-0. Este o ratare uriașă. Se face problemă 2-0. Colaborarea a fraților Meleche. Ratează Ulrich și înscrie celălalt Meleche. Aimar 2-0. Se verifică ceva. Aimar Meleche face 2-0. Dar să vedem dacă nu e ceva neregulamentar aici. Nu. Nici vorbă. Esteban Orozco îi scoate pe toți din offside. Colaborarea fraților gemeni Meleche, 2-0 pentru Voluntari. Chindia ar avea nevoie de un miracol pentru a putea să mai revină. A jucat slab, apăsată de miză, nu are niciun lot suficient de bun pentru ca Toni Petrea să poată să schimbe ceva. Akhmatov, mai este și Perianu, n-are cum să nu fie, Popadiuc. Acțiune bună, iată-l pe Neguț șutând și înscriind, 1-2. Gol marcat de Neguț. 1-2, abia intrat pe teren, Neguț își face simțită prezența cu o execuție fantastică, al șaselea gol. Este golul de care aveau nevoie suporterii care au fost foarte molcomi în prima repriză. Ce execuție perfectă! Pasa vită de la Esteban Orozco. Încă o dată nu-mi dau seama cine a ieșit în echipa târgovișteană. După ce a avut un gol anulat pentru VAR, Petrolul rămâne în 10. Buș egalează FCU Craiova la Arad. În această situație, Craiova este prima. Voluntariul termină pe 2. Dumitrașcu intră în careu. Dumitrașcu, nu era pasa Șerban. Gol! Gol, gol! Înscris de Andrei Șerban cu o execuție atipică pentru campionatul nostru. Șerban face 2-2. Este nebunie în tribunele stadionului Eugen Popescu din Târgoviște. 2-2, Șerban egalează. Fantastică execuția acestui puști. Ce execuție!
pur și simplu nu vine să cred că văd asemenea execuție pe un stadion din Liga 1. Impulsionat de Krajnic, bate Dumitrașcu. Orozco, celea a atins mingea cu mâna în disperarea de a da spre poartă, însă intervine corect la minge, recuperează. Șut de la distanță, Șerban este on fire, cum se spune. După eliminarea lui Robert Moldoveanu și Irobiso. Neguț, ultima șansă pentru Chindia. Centrare, este Ban Orozco, Orozco! N-a fost departe Chindia. S-a terminat UTA Craiova 1-1. Sare Popa. Meciul se termină și Chindia retrogradează, prieteni. Chindia retrogradează, Toni Petrea nu-i vine să creadă. Echipa lui n-a reușit să bată din cauza unei prime reprize catastrofale. În partea a doua a luptat fantastic. Voluntarul și-a apărat șansa corect. Superliga vă este oferită de Superbet.